Vindecarea de COVID nu înseamnă că s-au terminat problemele pentru pacienți. Unii dintre ei rămân cu sechele fizice sau chiar psihice, uneori foarte greu de gestionat. Sunt probleme cu respirația și nu mai reușesc să doarmă normal, uneori se ajunge chiar la atacuri de panică. Așa că apelează la ajutorul psihologilor sau cel al kinetoterapeuților. Nu dorm suficient de aproape 2 luni de când am ieșit pozitivă. Toată noaptea se reduce la maximum 4 ore adunate în reprize. Eu aș dormi, că sunt obosită, dar am coșmaruri legate de spital, tratament, înțepături, oameni resuscitați. De prea multe ori, coșmarul unui bolnav de COVID-19 nu se încheie la ieșirea din spital, iar oamenii caută ajutor peste tot. Sunt inclusiv grupuri pe Facebook unde se sfătuiesc. Cei mai mulți au probleme cu somnul. Să nu stea în pat, să nu aștepte să vină somnul, să nu numere oile, cum se zicea până acum, ci să se scoale, să-și găsească ceva activ de făcut și să se reîntoarcă în pat în momentul în care simte că vine somnul. De asemenea, este foarte important că atunci când ne băgăm în pat să ne lăsăm grijile la o parte. Sentimentul de vinovăție îi macină pe mulți dintre cei trecuți prin boală. Își fac griji că vor fi judecați sau criticați de cei din jur, care ar putea crede că s-au îmbolnăvit pentru că nu au respectat regulile sanitare și atunci cer ajutorul psihologului. Ceea ce putem face este să ne gestionăm cât mai bine emoțiile care derivă din aceste comportamente de respingere, să îndrăznim să exprimăm în cuvinte ce se întâmplă în universul nostru interior. Suferința e și fizică în multe cazuri. Unii pacienți se plâng că și după ce au fost declarați vindecați, au rămas cu dureri puternice în piept și dificultăți de respirație. Programele de reabilitare trebuie să aibă în vedere această reeducare respiratorie, care este foarte importantă. Facem mișcare. Inspir. Expir. Inspir. Doar că mulți pacienți fie își ignoră problemele, fie nu știu cum să procedeze. Recuperarea după COVID este decontată de stat, astfel că biletul de trimitere poate fi obținut de la medicul de familie sau de la medicul din spital.